La Codle, o fetiță de 3 ani și fratele ei de 13 ani au fost diagnosticați cu sifilis. Mai mult există suspiciuni că cei doi ar fi fost agresați sexual. Dana Bălăceanu vine cu detalii. Dana, cine ar fi abuzat de copii? Bună ziua, asta trebuie să afle acum polițiștii. Copiii locuiau cu mama lor și alți patru frați. Chiar în aceste momente, femeia este audiată de polițiștii din Codlea. Tatăl lor este la închisoare acuzat de furt. Despre calvarul copiilor s-a aflat abia după ce mama i-a dus la spitalul din Codlea răciți cu febră. Acolo medicii au descoperit urme de răni în zonele genitale ale celor doi. Așa că i-au transferat la spitalul din Brașov cu diagnosticul de suspiciune de abuz sexual. Medicii brașoveni au făcut o serie de analize și au descoperit că cei doi frați suferă de sifilis. Doctorii au alertat protecția copilului care la rândul ei a alertat uh, poliția. Legiștii vor stabili mâine dacă într adevăr copiii au fost abuzați. Ioana. Da, mulțumesc pentru informații. Un de un an și...